În episodul de astăzi am luat mașinile a 5 youtuberi și le-am dus în spațiu. În spațiu de unde am sărit cu ele pe diferite planete. Iar acum să vă arăt și mașinile din acest videoclip. O să începem de la stânga la dreapta, pentru că așa se face. Aici avem Loganul lui X-Lader, un Logan extraordinar, o culoare aparte, foarte, foarte frumos. Continuând este Audi A7. Audi A7 de ghicit al cui? Ghicit? Este imposibil. Lecturatul, clasic, clasic. Mai în dreapta puțin avem Q8-ul nou al lui Bercea. De fapt, și A7-le lui Lecturatul e nou. Bine, Q8-ul nou al lui Bercea, da. Iar aceste două mașini, la aceste două mașini o să vă zic acum proprietarii. Vă las pe voi să ghiciți în comentarii. Ce pot eu să vă spun despre aceste două mașini este faptul că cu acest Lamborghini voi sări pe soare, iar cu acest Ferrari voi sări într-o gaură neagră. Așa că hai să mai vorbim și să mergem direct sus în spațiu. Bun, și am venit cu Loganul lui X-Lader. Nu știu ce să zic. Să las Loganul ăsta așa tunat și lău. Ia uite-l cum e dinăuntru. Foarte șmecher, nu mai are niciun scaun, e așa mai ușor, e. Parcă ori de drag, ori trac, nu mai țin minte. Oricum e un Logan foarte frumos. Până să-i dau pe rampa asta, hai să vedem cât de lungă este. Bă, e ceva. E ceva, bă, băieți. Dita mai rampa. Eu te calunecă. Până să accelerez pe această rampă, v-aș ruga să apăsați pe butonul ăla de like și pe subscribe pentru mai multe videoclipuri de genul. 3, 2, 1 și am dat. Ideea e că gravitația de la Mercur este... este ciudată, gravitația de la Mercur. Mi se pare că pe harta asta nu există niciun fel de obstacol, dar de la următoarele planete va fi câte un obstacol. Bă, aproape 300 la oră cu Loganul, bă, băieți, bă. O să mă dau peste cap? Nu pot să mă dau peste cap. Da, mă. Ia, și? Impactul? Mamă. Nu cred că mai merge. Dar și că, bă, motorul încă mai merge, nu vine să cred. Nu știu dacă mai merge mașina. Mamă, dar e făcută praf, mă, mașina asta, e făcută praf. Aș mai încerca o dată, am văzut că aici la Logan ar mai fi o chestie foarte mișto, o mașină de poliție, așa. Știu că ies puțin din subiect, dar vă rog frumos, siguranță și încredere. Dacă nici asta nu e mașină, atunci nu știu ce mașină e asta. Asta mașină, mă, ia uite, siguranță și încredere, a zis tot. Ia uite ce puternică e. Stă foarte în sus, pentru că, da, gravitația e foarte... nu prea e gravitație pe Mercur. Bă, dacă ar și merge, mamă, dar cu Loganul vechi, cu Golanul, cum mi se mai zice, aveam pe aici, 500 aveam pe aici. Bă, hai că se duce și asta, nu zic nu, dar nu se duce la nivelul Golanului. 250 cred că o să ajungem până, ba nu, nici 250, 226 a fost maxim. Pot să mă dau peste cap? Da, și că pot să mă dau peste cap, cred. Sau? A, nu pot, mă, să mă dau peste cap. Dar totuși impactul? Mamă. Bă, totuși Loganul se menține destul de bine la impact, adică... uite că... bine, scaunul e... na. Dar în spate nici nu zici că a fost lovită. Cred că în două luni e pe OLX mașina asta. Haideți totuși să mergem la următoarea planetă. Bă, aparent am și pornit, what? Bun, am adus aici la Jupiter, mașina lui Lecturatul, dar din păcate gravitația este atât de apăsătoare încât nu se poate mișca, așa că o să încerc să o trag fără să rup totuși... am rupt... haide totuși să o trag până la final. Bun. N-avem capotă, dar măcar acum pot să mă duc și eu la vale ca omul. Uite cât de nasoală e gravitația aici. Bun, 300 și ceva din primele secunde, what? Na, o să ajunge la 600, cred. Da, 600. Mi-a sărit o roată. Aha. Asta nu mai se numește mașină, băieți. Asta nu mai e mașină, nu mai e. Ia uite cum a sărit, bă, mi-au căzut toate roțile, mă. Da, eu nu mai am nicio roată, nu mai am. Acolo în stânga sus sunt toate avariile după lume. Tot ce se putea avaria e avaria la mine. Ia să vedem dacă intrăm în planetă. Bun, aici sunt furtunile alea și... mamă. Bă, băieți, bă. Bă, nici fiare vechi. Ce să-i mai zici la asta, ești bun? Ia uite cum arată. Ia uite, mă, mâncai și gura.
Hai totuși încă o dată, aș mai vrea o dată. O să trag mai de data asta de aici, dar... Bă, de ce se duce înapoi, e nesimțită? Ha? Iar am spart ceva, stai așa să nu mai sparg. Bun, 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 hai că i-am dat. Totuși n-avem, n-avem acea... acel HUD. Eu acum nu mai apăs pe accelerație. Deci eu acum chiar nu apăs pe accelerație și avem 600 la oră. Iar mi-a căzut o roată și cealaltă, toate mi-au căzut de data asta. Mai am vreo roată? Nu mai am absolut nicio roată, nu mai am direcție, nu mai am nimic. Hai mă, accidentul ăsta e mai ok. Nu, noi mai avem roțile, dar e mult mai ok accidentul ăsta. Hai totuși să vedem dacă se va face la fel de praf, dar n-are mă cum. N-are cum. Eu vorbesc la modul cel mai serios când zic că n-am apăsat deloc pe accelerație. Bun, iarăși furtunile astea de aici de la Jupiter și wow. Da. S-a făcut cam, cam la fel, aș zice. Cum o fi? Eu acum practic am dat pe camera de la șofer. Uite așa s-ar vedea de la șofer, dar niciun șofer nu mai e aici, ești nebun. Nu mai e niciun șofer, o să dau așa înapoi. Hai cu mașina lui Bercea, dar nu știu pe ce, nu știu pe ce planetă să mă duc. Cred că o să merg pe Neptun cu mașina lui Bercea. Bun, am adus aici la Neptun, parcă am zis că o aduc. Mașina lui Bercea, am lăsat-o roșie, nu o să mai stau să o colorez. Bă, e bine că aici gravitația măcar nu e la fel de mare și merge până aici pe proțile ei. Azi vin dacă o să fie la fel de nasol. Bă, aici sunt deja obstacole, bă. Aici sunt obstacole. Este bumpuri, speed bumpuri parcă se numesc. Eu în română le zic hop-hopuri, dar nu știu ce să zic. Bă, dar nici măcar n-am... nici măcar n-am apucat să ajung cu ea până la finalul prâmpii, ce e asta? Și văd că la final acolo mai sunt niște chestii. De-aia hai să vedem dacă merge... merge să sărim așa. Mamă. Dar până am ajuns pe planetă, am făcut deja mașina muci. Nici nu știu dacă... hai totuși să o iau aici de la capăt. Să încerc să o iau, să o colez speed bump-urile. Să o iau așa pe lateral, să fac un fel de scammer get scammed. Dar nu cred că o să-mi iasă, sau... cred că pot să iau pe aici așa, nu? Chiar cred că pot să iau. Bun, hai că pasarea am evitat de pe aici. Încă le evit. Bă, vezi că le evit ca lumea rău de tot. Vezi că e mare scammer get scam. Bun, am scăpat de, am scăpat de astea, am scăpat de astea. Nu știu cum o să fac eu la următoarele. Am deja 500 la oră, este insane. O să încerc să iau pe aici. Na, nicio șansă, mă, nicio șansă. Am făcut mașina asta plăcintă. Dar hai totuși să vedem cum arată planeta. Bă, hai că am ajuns. Iarăși aceleași furtuni. Mamă, vezi că asta e făcută șmecher rău, rău, rău. Wow. O, mamă, nici nu, nici măcar nu am văzut că m-am lovit de ceva. Dar oricum, mașina asta este... cum, cum se ar vedea de la șofer? Ăsta ar fi locul șoferului. Uite volanul meu unde e și navigația. De fapt, asta nici măcar nu e navigația, asta e aia din spate, clima din spate, what? Ce se întâmplă, mă? Mașina asta, dacă nu v-ați dat seama până acum, aparține lui PewDiePie, un mare, mare YouTuber. Parcă e din Norvegia sau Suedia, nu mai țin minte. Oricum, nu m-am prea uitat eu la PewDiePie, dar are gusturi bune, are gusturi bune, îmi plac gusturile lui. Haideți să vedem cum o să arate gaura neagră. Bun, am venit cu Ferrari-ul aici la gaura neagră, nu înțeleg de ce face imaginea așa, probabil... mamă, dar face rău de tot, se zgultură rău de tot. Hai că totuși merge, ușor, hai că mai merge. Nu. Hai că a luat-o la vale, a luat-o la... bă, îmi dăduse crash pentru o secundă. Bă, băieți, 700 la oră. Bă, suntem acolo la un moment dat 700 la oră, 600 și ceva. Ce se întâmplă cu mașina mea? Direct, am sărit. Oare ne duce într-o nouă dimensiune? Deși nu cred că ne duce într-o nouă dimensiune. Cred că e doar un negru infinit. Adică nici măcar nu cred că o să ne lovim de ceva. Dar oricum foarte, foarte ciudat pentru că... ba nu, ne-am lovit, what? Ia, cum e de la șofer? Hai că mai înțeles ceva de la șofer. Bă, nu știu dacă se vede pe filmare, dar e rău de tot mașina asta. Aș mai vrea să mai încerc o dată, să văd dacă iar îmi dă crash sau... sau a fost doar așa, o mică eroare. Ia să mai împing eu puțin. Bun, hai că i-am dat. Hai că parcă nu mai îmi dă crash. Dar m-am dus strâmb rău de tot.
Bă, mașina mea s-a stricat de dinainte să sar pe rampă. Uite cum se învârte, zici că e la horă. E la horă în sat mașina mea. Da. Dacă am dus, mă, dacă am dus mașina. Nu știu ce să zic. Oare ne lovim iar? Nu cred. Acum am sărit mai stă... Ba da, iar ne-am lovit. What the fuck? Bun, băiete, am adus și Lamborghini-ul aici la soare. Din păcate se tot sparge geamul când îl aduc aici. Dar nu e o problemă. În caz că nu v-ați dat seama până acum, această mașină aparține lui Mr. Beast. O mașină frumoasă, de buget, bugetul lui așa. E vreo 200 și ceva de mii de euro. Dar hai totuși să vedem dacă la ăștia 200 de mii de euro poți să sar pe soare cu ea. 3, 2, 1. Mamă, câta rampa se vede acolo în jos. Și Nu cred că e bine. Nu cred că se întâmplă ce trebuie. Mamă, dar cum arată. Nu prea merge să sari pe soare cu ea. M-a dat înapoi pentru că instability detected. O să încerc să îi dau așa. Am încercat să-i pun frână, dar nu merge cu frâna. Ce să mai mea. Bă, de data asta nici n-am mai apucat să sărim. Am rămas direct în rampă. What the fuck. Bun, încă o dată. Trebuie să meargă acum. I-am dat cu frâna de mână. Dar ce frână de mână să mai ai? Bă, măcar de data asta am sărit. De pe rampă, dar nu crezi că o să mă lovesc ea de soare sau o să... Da, instability detected. Da, mă, nu prea merge să sar pe soare cu ea. Dar dacă v-a plăcut acest episod, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe subscribe.